În localitatea Ipatele din județul Iași va fi oficiat duminică 12 iunie 2022 de la ora 17 acatistul icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, urmat de slujba a chesmei mici. Cu acest prilej se va organiza o procesiune cu icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Aceasta va fi adusă de către o delegație condusă de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, pentru a rememora minunea pe care Maica Domnului a săvârșit-o pe 10 iunie 2015, când, după o secetă îndelungată, cerul a revărsat ploaie peste pământul însetat. Icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu va poposi din nou în localitatea Ipatele din județul Iași. Duminică, 12 iunie 2020, la ora 17, îl vom aștepta cu emoție și cu bucurie pe arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, care va aduce din așezarea monahală din Dealul Mare acest odor de mare preț. Soborul slujitorilor va săvârși acatistul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului și a slujba a gheazmei mici. Acest pelerinaj este o mare binecuvântare pentru comuna Ipatele. Suntem singura comună din țara noastră în care icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu poposește din 2015. Pelerinaj este organizat datorită preasfințitului părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, din vremea slujirii ca exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. Cu binecuvântarea cerută de către preasfinția sa de la înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului a fost adusă pe 10 iunie 2015 în pelerinaj la Ipatele, prin bunăvoința arhimandritului Nicodim Gheorghiță. Astfel, părintele stare s-a ascultat rugămintea domnului Costică Postârnac, primarul emerit al comunei Ipatele, fiul duhovnicesc al preacuvioșiei sale, de a aduce sfânta icoană pentru a înălța rugăciuni ca cerul să reverse ploaie peste pământul însetat. Rugăciunile preoților și ale credincioșilor, dar mai ales puterea icoanei făcătoare de minuni, a făcut atunci minunea mult așteptată. Dumnezeu a trimis ploaie peste aceste meleaguri din momentul în care sfânta icoană a ajuns la hotarul comunei Ipatele. Pentru a mulțumi Maicii Domnului pentru marea minune făcută sub ochii a sute de oameni, ne vom aduna duminică 12 iunie la troița situată la izvorul din incinta pavilionului administrativ al satului Ipatele. Aici se află o frumoasă troiță ridicată de familia Postârnac, Costică și Viorica, pe care este reprezentată o replică a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, o icoană a Sfinților Împărați Constantin și Elena. Troița a fost sfințită pe 12 iunie 2016 de către înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevii și Rădăuților, vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În alt preasfinția sa a slujit de atunci și până în 2020 la Ipatele, în preajma zilei în care s-a petrecut marea minune. Îi așteptăm pe toți iubitorii de credință și de sfinți la acest popas duhovnicesc pentru a cere mijlocirea Maicii Domnului și pentru a primi, așa cum se cuvine, oaspeții de aproape și de departe. Noi ne străduim să ajungă în fiecare an Maicuța Domnului în comuna dumneavoastră, dar vă readuc aminte că Maica Domnului este pretutindeni și dumneavoastră aveți o mare comoară aici. Mă refer la această troiță prea frumoasă, copia icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, care puteți veni când aveți un necaz în afară de biserica satului dumneavoastră, puteți veni duminica, sărbătorile, să rostiți un acatist către Maicuța Domnului. Amintim că icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului a poposit de-a lungul anilor în mai multe locuri din țara noastră, dar și într-o parohie românească ortodoxă din Italia. Pelerinii mărturisesc mereu cum sunt izbăviți de suferințe, de necazuri și de boli prin rugăciunile pe care le așează în fața acestui odor de mare preț.